Pe rudele Obrăja îl cunoaște o țară întreagă. Numele celuilalt nu este atât de cunoscut. Îl știu doar apropiații. Amândoi fac parte însă din lumea rece a condamnaților. A trecut mai bine de o lună de când bărbatul din aceste imagini a fost pus în libertate de urgență după ce sentințele date de completurile de 5 judecători au fost suspendate. Suntem batjocoriți. Suntem batjocoriți. Sigur că există, vreau să vorbim pentru toată lumea, sigur că există oameni care au batjocorit la rândul lor România și au furat-o și au jăgmănit-o, sigur că da. Dar mai pun o întrebare. De ce nu vedem niciun președinte sau, eu știu, director general de la o multinațională anchetat, băgat în pușcărie? Numai românii sunt corupți? Păi majoritatea capitalului din piața românească aparține străinilor. Evaziunea fiscală care se face în țara asta e în mod logic și firesc făcută de aia care dețin majoritatea capitalului, nu? Păi în condițiile în care 35 din cele 37 de bănci în 2016 parcă au fost pe pierderi în țara asta, băncile pe pierderi? Păi băncile și astea, companiile de asigurări, în Statele Unite toate building-urile alea, dar nu în Statele Unite, oriunde vrei pe lumea asta, aparțin lor. Că ăștia sunt cu societăți de investiții financiare, de aici, din bănci și din societățile de asigurări. Ăștia capitalizează capitalul, nu? Ăștia îl strâng și ăștia fac toate jocurile astea la nivel mare. Și ăștia sunt pe pierderi în România. Și dacă s-a dat puțin guvernul, ai văzut, doamne, și au jucările și pleacă. Ai văzut o câine care fuge de la măcelărie, el bați, da, el tai coada și tot stă acolo. Din și punctul, uite, din punctul tău de vedere, ce ar trebui să știe Tudorel Toader, Klaus Iohannis, Dragnea, opoziția, ce ar trebui să știe despre închisoare? Tudorel Toader și cu puterea și cu opoziția ar trebui să știe că... Și omul de rând, ar trebui să știe că trebuie să fim patrioți și să ne apărăm noi țara asta de toate nenorocirile care vin de afară. Și să avem curaj să spunem. O să mai spun un lucru. Da, am mai spus cu Ceaușescu, da? Am spus cu Ceaușescu că a fost o dictatură mai benefică, mai patriotică. Oamenii ăștia trebuie să facă demersuri clare, să nu le mai fie frică. L-am văzut pe Dragnea, că s-a stropșit un pic așa la multinaționale. Foarte bine, bravo că a făcut asta, că e printre puțini, dacă nu cumva singurul, care a făcut-o în ultima perioadă de timp. Aveți, mă, oameni buni, curaj. Aveți curaj. Mă întreabă lumea, ce nu ți-e frică? Ce să-mi fie frică, mă, frate? Că ce, că mă bagă la... Îmi dă un glonț în cap. Ok, asta e, tot o să mor. Da? Că toată lumea să le e frică de sfârșitul lumii. Bă, oameni buni, te interesează că mori singur sau că mori cu încă 10? Că la sfârșitul lumii murim toți. Dacă mori tu, mori singur. Adică unde e, unde e avantajul? Sfârșitul lumii vine pentru toată lumea. Mai devreme sau mai târziu. Da? Aveți curaj, aveți demnitate, aveți bărbăție în voi, sunteți oameni de stat. Sunteți oameni de stat. O apărați țara asta. Faceți lucruri și nu vă mai fie, mă, frică. Ce să vă facă? Vă băgă la pușcărie. Nu m-a băgat pe mine la pușcărie. Așa și uite că vine la mine. Mă mai bagă o dată, da? Ok. Și tot o să fiu liber. Dar demnitatea nu mi-o ia nimeni. Dar patriotismul și dragostea mea de țară și dreptul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu, că nu mi-au dat nici... măcar Ceaușescu sau mai știu eu cine, dreptul să fiu un om liber. Asta nu mi le-a nimeni. Acest om este unul dintre cei mai cunoscuți români. Este cel care a făcut de nenumărate ori ca numele de România să fie pronunțat cu respect. A fost ani de zile unul dintre cei mai abili și mai patriot diplomat al acestei țări. Rudel Obreja nu este doar fostul campion de box sau doar fostul președinte al Federației Române de Box, el este românul care a dus faima acestei țări în lume. De mai bine de 8 ani se chinuie să demonstreze că este nevinovat. A fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Nu i-a fost frică de închisoare, dar a strigat mereu că această condamnare a fost nedreaptă și umilitoare. Te-ai lovit de mentalitatea societății? Uite, ăsta a făcut pușcărie, e un pușcăriaș. De când ai fost eliberat? Eu nu mă lovesc de așa ceva. Pe mine mă interesează prea puțin care e părerea mea. Pentru oameni,
am ajuns la nivelul, sunt îngânfat acum, dar asta este realitatea. Am ajuns la nivelul la care știu de ce sunt în stare și nu mai am nevoie să, nu trebuie să mai dovedesc cuiva ce sunt eu sau ce. Eu știu ce pot. Știu ce sunt în stare, știu câtă dragoste am față de țară, de familie, de prieteni, de valorile reale ale acestei nații. Știu ce pot să fac pentru țara asta, așa încât faptul că cineva mă cataloghează drept pușcăriaș, e treaba lui. Nu-i doresc să treacă prin toată ticăloșia prin care am trecut eu. Nu-i doresc, ca să înțeleagă. Nu. Eu vreau să ne înțelegem, vreau să avem o... să nu mai avem atâta ură, ba dimpotrivă, să avem o dragoste. Să ne comportăm ca niște... ca un popor, ca o națiune. Nu ca o adunătură și ca o gloată. Trebuie să eliminăm rândurile traiului de zi cu zi, să eliminăm ura dintre noi, pentru că nu duce nicăieri. Nu duce nicăieri bun. Ce colegi de cameră ai avut? Acum pot să spun. Am stat cu doi băieți, un băiat din Republica Moldova, un băiat, îmi scapă cum îl cheamă acum, care era de pe la fostul RATB, sau la RATB, așa. Am stat cu Mihai Toader, fostul președinte al Poștei Române, și cu Marian Iancu, fostul proprietar al lui Poli Timișoara, ca așa îl știe lumea mai bine, vechiul meu prieten Marian Iancu, am fost și asociați multă vreme, încă de acum 20 și ceva de ani, 22 de ani, ceva de genul. Oameni care stau în pușcărie, nu nevinovați, că nu-i treaba mea să spun asta, dar gândește-te că Marian Iancu, de exemplu, a primit o condamnare de 14 ani de pușcărie. 14 ani de pușcărie, nu-s 14 zile, sunt 14 ani, pentru abuz în serviciu. Fii atentă ce abuz în serviciu. Cine l-a condamnat? Această celebră, cum o cheamă, judecătoare, care l-a condamnat și pe Voiculescu, Camelia Bogdan, care arată ca o paiață, pe cuvânt onoare. Deci zici că e Sancho Panza, așa, retunsoarea. Deci, mai e unul, Dănileț, oamenii ăștia împart dreptate, oamenii ăștia bagă lumea la pușcărie. Păi numai când te uiți un pic la ei așa, îți dai seama că oamenii ăștia sunt dezaxați, ăștia sunt duși cu capul, efectiv. Adică te pui în mâinile lor și ai speranța ca de la Dumnezeu să fie iertată. Știi că același lucru s-ar putea spune, și el, uite ce față are ăsta, sigur e infractor. Păi da, hai să ne punem la o masă și să dialogăm, să vedem pe cine alege societatea, pe mine sau pe ei. Serios. Bun, deci Marian Iancu e condamnat pentru 14 ani abuz în serviciu, pentru că el la compania lui proprietate personală, da, pe persoană fizică, cum e sintagma aia haioasă, a impus un set de reguli pentru toți angajații și avea niște mii de angajați și după aia a pus pe ea să le încalce. Păi nu era mai simplu să schimbe regulile alea și să le spună 14 ani de pușcărie pentru așa ceva. Mai mult, este o decizie a CCR de 2 ani de zile din vara lui 2016, cred, care spune că da, este abuz în serviciu în măsura în care s-a încălcat o lege. Nu e încălcată nicio lege. Omul a făcut demersul și el și Mihai Toader. Mihai Toader a fost condamnat la un moment dat pe 3 ani și nu știu, că l-au făcut de 11 ani și jumătate. 11 ani și jumătate a dat omul ăsta și stă la pușcărie. Niște oameni deosebit, serios, care au de dat enorm de multe societății astea. Rudel Obreja a fost încarcerat în penitenciarele bucureștene Rahova și Jilava și a făcut nenumărați prieteni în detenție. Au făcut demersul și fac demersul la instanță și vine instanța completul de judecată și spune da, așa este, e decizia ce cere, dar n-am modificat-o parlamentul, n-am literă de lege să te pun liber. Stai la pușcărie. Și stau oamenii ăștia de 2 ani de zile în pușcărie degeaba. Ei stau de mai multă vreme în pușcărie degeaba. Adică nu că degeaba, ilegal. Da? Dar pentru că nu au transpus în Parlamentul în lege, că n-au fost în stare, că e acest ministru Toader care tot aburește, că face el dreptate pentru țara asta. N-a făcut nimic de 2 ani de zile, cred că are mai mult de 2 ani de când e la putere, da? Să bagă cu bipter o frumos, să coiesc oamenii ăștia de amnistie și o amnistie în țara asta. Păi o amnistie în țara asta, bine, lumea o să spună, păi da, mă,
tu vrei, pentru că... Nu, eu vreau să-mi dovedesc în instanță adevărul. Dar o amnistie în țara asta, dincolo de toate, ar avea două componente benefice majore. Unu, ar elimina hățurile astea, mecanismele prin care sunt șantajați 90% din decidenții țării astea, da? Că toți au schelet în dulap, că nu-i nimeni până la urmă sfânt pe lumea asta, da? Și atunci mecanismele astea ar dispărea și păpușarii aia pe care nu-i vede nimeni, aici avem noi becuri, dar dacă stingi lumina, ăia în obscuritate de genul ăsta stau, nu-i cunoaște nimeni, s-a mai vorbit de Coldea, de Dumbravă, de ăștia care au ajuns mari și fac ce fac în țara asta, da? Oamenii ăștia și-ar pierde mecanismele, pentru că omul dacă se duce și spune, băi, condamnă-l pe ăla, fă pe aia, semnează contractul ăla, fă alea, spune, du-te mă de aici, nu semnezi nimic. Acum dacă se duce, spune, băi, vezi că ai dosar, ba la pușcărie imediat, da? Și așa s-au făcut nenorocirile. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, imaginați-vă și iarăși, probabil că o să fiu înjurat pentru asta. Din punct de vedere fiscal, oamenii, adică o asemenea măsură ar scoate o mulțime de bani la suprafață, pentru că oamenii ăștia care au făcut ce au făcut, că lumea zice, au furat, bă fraților, au furat oricum banii, nu-i mai luați înapoi de la ei, gata, că sunt oamenii șmecheri, ca să mă refer în termeni de aceea, și au pus ei bine și o să-i țină bine acolo permanent. Așa, în momentul în care ai dat o amnistie, oamenii scot la suprafață și intră banii în economie. Că omul zice, bă, oricum, vine fiscul și spune, de unde ai, mă, 200 de milioane de euro? Păi i-am furat ieri, alaltă ieri. Când s-a dat amnistia? Ieri. La revedere. Nu mai e ce să-i faci. Și omul vine și scoate banii pe masă. Nu plac lucrurile astea. Știu că lumea e înverșunată. Lumea zice, nu, să-i băgăm la pușcărie. Băi, oameni buni, nu câștigați nimic. Din potrivă pierdeți. Știi cât consumă statul român cu un deținut? 3.000 de lei pe lună. Păi 3.000 de lei și cu cât ar mai produce omul ăla, măcar 3.000 de lei, să spun. Uite, 6.000, ia mulțește câteva zeci de mii de... Aia să vezi cu câte... Și asta sunt numai ce se vede, că... Să pierde alți bani și să... Da? Dar să cuiesc ăștia, domnul Toader, în frunte cu domnul Toader, în loc să aibă îndrăzneala. Gata, am trecut suntem de 30 de ani, am trecut o etapă a țării astea. Hai să mai arătăm și clemență. Hai să mai arătăm și cu niște condiții eventual care să fie în favoarea acestei societăți. Pentru cei care încă nu îl cunosc, Rudel Obreja este fostul președinte al Federației Române de Box. Îl știe o țară și chiar o lume. Este românul care a obținut primul knockout din istoria boxului amator cu cască. De-a lungul carierei sale a jucat 230 de meciuri, din care a câștigat 215. A fost de 7 ori campion național, iar în 1989 a câștigat medalia de bronz la campionatele mondiale de la Moscova. Este un român care nu a încetat niciodată, indiferent de momentele prin care a trecut, să fie om. Ce înseamnă a fi om? A fi domn a fi om e lucru mare, a fi domn e o întâmplare, nu? E o vorbă românească, am senzația, nu știu dacă a spus-o cineva sau e folclorul ăsta extraordinar al românilor. Românii au o bogăție în o înțelepciune extraordinară. Dacă iei toate zicalele, toate proverbele românești, sunt pline de înțelepciune. Ce înseamnă să fii om? Sunt situații în care discut și am asemenea discurs față de niște oameni și oamenii rămân așa și zice, domnule, ești un om special. Nu sunt deloc special, sunt un om normal. Dar în toată nebunia asta, în toată societatea asta zăpăcită în care noi trăim, da? Lucrurile normale apar a fi extraordinare, ieșite din comun. Să fii om, scrie în Biblie, de exemplu, te învață biserica. Să fii un om bun, să fii tolerant, să îți iubești aproapele, în afară de soție. În sensul să nu vă gândiți la prostii. În sensul că să nu mai avem atâta ură, să avem chestii, să facem lucruri, să construim lucruri pentru noi, pentru cei dragi, să avem o viață, încă o dată, 70 de ani sunt așa, zboară, da? Păi eu mă gândesc că am 53 de ani împliniți. Au trecut 30 de ani de la Revoluție. Și au trecut repede.
Păi mai apuc încă 30 de acum încolo? Nu cred. Există omenie în închisoare? Există. Din păcate, ea nu se perpetuează când ieși pe poarta închisorii. E un sentiment de coeziune acolo fantastic. În momentul în care ajungi, oamenii îți sar. Sigur că există și perversitate. Așa se numește, așa și este. Dar sunt mulți oameni care îți ies în țară în întâmpinare să te ajute, mai ales când ești la început, când ești pufant acolo, știi? Mai depinde unde nimerești, că sunt și rechinii care dacă simt miros de fraier, nu? Cum se spune, te acaparează, te duc în zonele alea. Dar există sentimentul ăsta de omenie, pentru că lucrul ăsta Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Noi avem toată informația Universului, o avem în celulă, în ADN-ul nostru. Acum depinde cât scoatem la iveală sau nu, cât lăsăm din omenia asta să se manifeste sau din ticăloșie. Și asta vine din educație. Ce nu vei uita niciodată din lumea aia? Am niște imagini așa, calupuri de... În primul rând că eu nu mi-am imaginat niciodată cum e și dacă nu intri în închisoare acolo nu poți să-ți dai seama. Că încerc să le explic ăstora ce înseamnă prietenilor mei, partenerilor mei de business care n-au ajuns niciodată în zona asta și că e un lucru nou pentru ei și nu prea înțeleg ei cum merge treaba cu închisoarea. Păi că vor fi multe lucruri, dar ceea ce îmi doresc eu este să am partea, să am permanent prezentă în mine partea pozitivă pe care am luat-o de acolo, pentru că am luat și parte și lucruri pozitive de acolo. Și am spus mai devreme despre ce e vorba. Culmea, pușcăria de cele mai multe ori și pe oamenii care nu sunt educați, pe cei mai mulți de acolo, îi înrăiește. De-aia să-i duci la pușcărie pe oamenii ăștia nu e o soluție, este cea mai proastă. Sunt oameni însă care mai și judecă, nu? Și sper că și eu printre ei, care înțeleg partea pozitivă a acestei întâmplări din viață. Rudel Obreja este convins că își va demonstra nevinovăția. Încă mai are încredere în justiția care l-a trimis la reeducare. Ce lucruri rele ai luat de acolo? Cred că le aveam pe toate, nu mai aveam nevoie să mai iau vreunul. Nu cred că am luat lucrurile din închisoare. Nu cred. Păi aici n-am stat eu foarte mult. Adunat așa am un an de zile executat. Că tot m-au arestat, m-au tot lăsat, iar m-au arestat tot ca să le spun eu ce vroiau ei. Tu mi-am spus și procurorul, le-am spus, nici dacă știu de Udrea, nu vă spun nimic. Nu știu nimic de ea, dar și dacă știu, nu vă spun. Că nu puteți voi să mă umiliți pe mine în fața copiilor mei și în fața oamenilor care contează. Nu-s mulți pe lumea asta, dar sunt oameni care contează pentru mine. Cum mă uit eu în ochii? Un om să știu că eu sunt un delator mincinos. Un om care am făcut rău unui om, cu care am avut o relație firească, normală, cu care am construit niște lucruri. Păi l-am văzut odată, e mort, dar aș vrea să-i spun în ochi treaba asta. Pe Patriciu, l-am văzut în 2005, când l-au arestat atunci 24 de ore. Plângea că l-au arestat. Păi văd, dacă când a fost bine așa, tu ce credeai, că o să fie numai soare și... Ăla, cred că a scris și de măsaj de tasoat. Atunci și toți ăștia care să vaită și să... Că așa s-au făcut, așa s-a format sistemul ăsta ticălos. Da? Păi unul de la noi din dosar, ca să-ți spun, când a început procesul, a zis, judecătoarea a întrebat, zice, aveți trei acuzații, pledați vinovat sau nevinovat în procedură? Și l-a spus, doamna președinte, eu n-am decât două infracțiuni, nu trei. Păi nu că aveți trei. Păi zice, nu, stai să vă spun. Zice, când am intrat la DNA, zice, domnul procuror, zice, nu știa decât o infracțiune. Cum am intrat pe ușă, pe a doua, i-am spus-o eu. Păi stai mă la pușcărie atunci, dacă e atât de proști, de imbecil, da? Serios acum. Așa au făcut. Au început și s-au dat unii pe alții, cu povești, cu lucruri neadevărate, cu lucruri adevărate. Băi, fraților, aveți mă demnitate în voi. Dacă te apuci să faci un lucru și știi că faci o mărșăvie, păi fă-o până la capăt. Dacă ești un om normal, un om corect, nu o faci. Sau dacă ești un om normal și un om corect, faci lucrurile corecte. De ce să-ți fie frică? De ce să-ți fie frică? Aveam situații când mă tot purtau cu alea 7
acuzații din dosar la început, că 3-4 ani de zile au plecat cu 7 acuzații. Și mă întâlneam, acum pot să și spun cu cine, că n-aveam voie, dar mă întâlneam întâmplător cu fostul secretar al Federației de Box, cu fostul antrenor federal, oameni puși de mine în funcțiile alea. Și le spuneam, băi, de ce ai declarat, mă, tâmpeniile alea ce ai spus acolo? Rude, zice, mi-a fost frică, zice, m-a pus, m-a amenințat cu pușcărie, mi-a spus că mă bagă și pe mine și pe Obrăjea, zice, vă bag pe unde la pușcărie, zice, nu așa a fost, nu cu ta, na? Zice, eu nu sunt așa puternic ca tine, zice, mi-a fost frică. Bine, mă, zice, dar te-am pus eu să nu scrii în procesul verbal sau, nu, zice, dar mi-a fost frică. Dar de ce v-a fost, mă, frică? De ce v-a fost, mă, frică? Păi mă bag în pușcărie. Mă bag în pușcărie. A, și așa ai scris de mine, mă, eu în pușcărie, nu? Că așa au făcut. Astea sunt mecanismele prin care că procurorii ăștia sunt bâtă, habar n-au, carte. Adrian, hai să vorbim lucrurile corecte, da? Trăim în acest moment într-o societate în care învățământul și educația este la pământ. Păi e la pământ peste tot, inclusiv la procurori și îți mai spun ceva, inclusiv la judecători. Nu mi-e frică să o spun. Sigur că, cu toate că o să compar în fața lor în scurtă vreme, există și judecători știitori, de cunoscători de carte și există într-adevăr judecători corecți. Dar sunt o minoritate oamenii aia. Oamenii aia nu pot să învingă sistemul, că sunt 10 pe 1, probabil, dacă nu chiar mai mult. Da? Și mă, știi cum e, nu toată lumea are tărie de caracter, nu toată lumea are forța să își manifeste demnitatea și onoarea și să spună, doamne, voi este sistemul. Nu, pentru că acolo sunt avantaje, sute de milioane pe lună, alea, nu plătești excursii, nu plătești, nu, toate avantajele care sunt. Și omul zice, dar de ce să-i fac eu bine lui Obrăjea? De ce să-l trecu, că am familie acasă, am alea, mai bine îmi apăr eu privilegiile mele în detrimentul valorilor care sunt mult mai importante. Lasă-l dracului pe Obrăjea la pușcărie dacă aperi într-adevăr valorile fundamentale ale statului ăsta. Dar când e tocmai invers, uite unde ajunge. Pentru mulți dintre cei care îl privesc acum, Rudel Obrăjea este doar condamnatul în așa zisă galăbute. Pentru mulți alții este însă românul care a făcut ca numele de România să fie respectat. Este tatăl care va lupta tot timpul să scoată adevărul la iveală. Este prietenul pe care tot timpul te vei putea baza. În temuta închisoare de la Gherla este o altă poveste de viață din care noi toți avem ce învăța. Cum ați ajuns aici? Ușor. În 2007, societatea cărui administrator și acționar eram, a încheiat un contract de leasing cu o societate de leasing, contract care a rămas neonorat și de acolo a început un proces, în urma căruia mi s-a tras răspunderea penală și civilă pentru înșelăciune în formă continuată, în urma căruia am fost condamnat la 4 ani de închisoare. Este pentru prima dată? Da. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Mai greu a fost seara în care am aflat sentința decât prima seară în închisoare. Am dormit foarte bine, din cauza obosirii, probabil. Perioada de carantină este cea mai grea. După care, totuși, personalul de aici, educatori, psihologi, au grijă cât de cât să înțelegi că execuți o pedeapsă privativă de libertate și sunt de foarte mare ajutor. M-am adaptat, pot să zic, destul de repede la situația actuală. Chiar dacă la început eram frustrat, deoarece achitasem prejudiciul în timpul procesului, dar s-a considerat cum s-a considerat și asta e. De ce a fost atât de grea perioada de carantină? Pentru că era o situație care nu-mi imaginam că o să o trăiesc vreodată. Sunt alte reguli ca și afară, adică întâlnești altfel de oameni, ai tangență cu oameni cu caractere diferite, și acolo ai ocazia să te vezi și pe tine exact așa cum e, să ai timp să te gândești la ce ai făcut, la ce n-ai făcut sau ar fi trebuit să faci. Este o perioadă de acomodare, practic,
această carantină? Ești pregătit, ești procesat, ești evaluat în această perioadă de educatori, de psihologi, pentru a începe efectiv perioada de executare a pedepsei. Și cum v-ați descoperit în acea perioadă? Păi, mi-am dat seama că este foarte greu să accepti la început această situație. Ai tot timpul senzația că a doua zi trebuie să pleci acasă. După care începi să înțelegi situația actuală, începi să-ți faci planuri efectiv, ca și în viața reală, pe etape, să termin de executat pedeapsa. Este foarte important și faptul că în această perioadă am participat la tot felul de cursuri educative, religioase, care îți dau cel puțin așa impresie de normalitate. Ai senzația că te reintegrezi, te pregătești pentru reintegrarea în societate. Și faptul că ieșim la muncă, asta e foarte important, că trece timpul mult mai repede. Asta am realizat eu aici, că e foarte important. Altfel, timpul trece foarte greu. Acesta a intrat în lumea condamnaților pentru prima dată. Întâlnirea cu închisoarea l-a marcat profund. Povestește că nu și-a imaginat vreodată că poate exista o astfel de lume. Îi este rușine că a ajuns în groase rândurile celor încarcerați. L-am întâlnit în vara trecută la Gherla. Lume care pe afară nu prea o găsești, dar să știți că la urmă noi discutăm cu fiecare, am ajuns la concluzia că toți sunt oameni normali, dar care la un moment dat în viață au avut un moment de rătăcire și alții conștientizează, alții nu, dar luați așa fiecare în parte, cu toți am putut să port un dialog civilizat și să realizez că sunt oameni normali. Cum a fost momentul în care ați auzit sentința? Conduceam. Veneam de la București, eram prin Comarnic și verificam pe telefon. Și îmi doream să ajung acasă într-o secundă și nu puteam. A fost crunt. Nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să ajungeți aici? În urmă cu 10 ani, probabil era și mai naiv, mai era și o altă mentalitate. Nu credeam că se va ajunge aici. Nu aveam conștientizarea faptului că săvârșesc o infracțiune atât de gravă încât să ajung la închisoare. Pe parcurs am realizat, tocmai de aceea am insistat să achit pe judiciu ca să am și eu să fiu un păcat, eu așa că am încheiat acest subiect. Familia cum a reacționat? Nu pot să vă descriu, dar pe parcurs s-au întărit și am senzația chiar s-a cimentat relația și ne-am strâns mai aproape de mine, toți cei din jurul meu, soția, copilul, familia, părinții, sora, au dat dovadă de multă susținere și... V-au reproșat ceva? Ei nu prea... Faptul că eu administram acea firmă și o conduceam efectiv, ei n-avea de unde să știe ce se întâmplă și ei n-au văzut ca o... Nu m-am dus noaptea să sparg locuințe, deci au văzut-o ca pe o situație neprevăzută. Și am încercat să le explic cât mai normal această situație. Faptul că trebuie să vin la închisoare este ceva normal, trebuie să răspund pentru o faptă care mi s-a imputat și e ceva normal să-ți achizi datoria față de societate, executând această perioadă ca să poți, după aia, să reintri în societate cu fruntea sus. Știai ceva de închisoare înainte să ajungeți aici? Nu. Cum v-ați imaginat-o când ați aflat că trebuie să veniți aici și ce ați găsit efectiv aici?
în filmele americane vezi o închisoare mai... care nu seamănă cu ce e aici, dar în afară de ce vedeam în filme, nu puteam să imaginez cum este la închisoare. Dar, spre surprinderea mea, am descoperit o chestie organizată și dacă știi să relaționezi cu personalul, cu conducerea penitenciarului și știi să te integrezi, să participi la, efectiv la viața penitenciarului, este foarte ușor să execuți pedeapsa, adică... Pare, la prima vedere, un deținut sigur pe el. Cu cât stai de vorbă mai mult cu el, cu atât îți dai seama că este un bărbat tăcut și stresat de statutul pe care îl are acum, acela de deținut. Cum treci o zi la închisoare? Foarte simplu, dimineața la 6:30 luăm micul dejun, la 7:15 ieșim la muncă, la amiază iară mergem și mâncăm, după masa la muncă, seara, televizor, citit, urmărim știrile și... Ce om erați înainte de închisoare și ce om sunteți acum? Eram un om naiv, egoist. Cred că am pierdut aceste două calități. Am văzut ce înseamnă aici un om care împarte cu tine puținul care îl are. Da. Am avut de învățat. Adică oricine poate să învețe dintr-o experiență de genul ăsta, ai ce învăța. Ce v-a învățat? Efectiv. Am reconsiderat... Am avut idei preconcepute, probabil, dar am învățat că tot în viață se plătește. Este o rușine să ajungi la închisoare? Din punctul meu de vedere, înainte, așa consideram. Era o idee preconcepută. Dar în prezent, pentru mine nu este o rușine de asta și sunt aici. Pentru că mi se pare o măsură prin care îți achizi datoria față de societate. Ai încălcat niște reguli, trebuie să respectăm legile țării și executând această pedeapsă, practic mă consider cu datoria achitată față de societatea în care trăim actual. V-ați făcut prieteni? Da, chiar m-aș bucura să pot ține legătura cu anumiți oameni pe care am cunoscut, din diferite medii sociale. Și chiar m-aș bucura să pot să țin legătura cu ei. Și este o prietenie reală? Prietenie reală? Ce înseamnă prietenie reală? Asta te poți baza pe prietenul de aici? Dacă... Te poți baza în ce sens? Că să mă duc să-i cer eu ajutorul unui prieten de aici când o să fiu în libertate? Puțin probabil, dar prietenie reală, să poți să povestești, să depeni o amintire la un parc, o vin sau știu, genul ăsta e prietenie. Există omenie aici? Valoare? Da. Cum se manifestă? Sunt oameni care... față de libertatea de afară, aici își mențin comportamentul de oameni corecți, serioși, fiecare pădure cu scăturile ei, dar am văzut oameni care am fost impresionat. Aveam un coleg aici la muncă care a plecat deja acasă și m-a impresionat prin comportamentul lui. Ce comportament avea? Altruist, efectiv, dacă a văzut că la început nu mă descurcam la locul de muncă, m-a ajutat, m-a învățat. Era și o persoană foarte credincioasă. Ceea ce mi-a trezit și mie curiozitatea să particip la cursurile astea religioase, să merg duminica la biserică și parcă funcționează chestia asta, așa, îți dă așa o liniște pentru suflet. Înainte nu prea... mă interesau aceste aspecte, dar aici am avut ocazia să regăsesc și ceva ce consider că am pierdut mai de mult, nu știu. Vorbește cu reținere despre condițiile din închisoare, despre gardieni are numai cuvinte de laudă, despre ceilalți condamnați vorbește cu pertinență, povestește
că a întâlnit în lumea închisorii tot felul de oameni. Unii mai deștepți, alții mai puțin. Unii răi din calea afară, alții proști de buni. Spune că lumea condamnaților este una pestriță, guvernată de răutate și de amărăciune, de lacrimi și de dureri nerostite. Îi este rușine că a ajuns în închisoare. L-ați descoperit pe Dumnezeu aici în închisoare? Așa îmi place să cred. Sper să nu fie doar o chestie de moment. Sper să am această revelație și când voi fi liber. Ce trebuie să faci la închisoare ca să-ți treacă pedeapsa mai repede? Sau să-ți fie mai ușor? În primul și în primul rând, să ieși să muncești. În interiorul penitenciarului, în exteriorul penitenciarului, să ieși la muncă. Odată trece timpul mai repede, dar câștigi și zile din pedeapsă, câștigi credite, ai avantaje sub forma unor recompense, dar asta contează cel mai mult, ca să treacă timpul mai ușor. După aia ar fi citit, îmi place să citesc foarte mult și, bineînțeles, interacționarea cu colegii din celulă, din penitenciar, mai ieșim la sport, la plimbare. Deci ai cu ce să-ți ocupi timpul dacă vrei. Dacă vrei numai să stai în fața televizorului, se poate și așa. Ce ar trebui să știm noi cei de afară despre închisoare? Că nu e sfârșitul lumii. Deci, cunosc oameni care au preferat să fugă, să se sustragă executării pedepsei, care alții chiar au încercat să-și ia viața. Nu, este o etapă din viață care, după părerea mea, te pregătește și îți dă un bagaj de cunoștințe și informații pe care înainte nu l-ai avut, ca să poți să treci prin lumea asta. Care este regula cu care v-ați obișnuit cel mai greu aici? Lipsa familiei. M-am dezobișnuit de telefon foarte repede. Am început să fumez mai mult. Dar familia, da. Cum vă vedeți după închisoare? Foarte fericit. Ce credeți că e cel mai important în viața unui om? În mod sigur, nu banii. Probabil că familia și faptul că să te poți împăca cu tine însuți, dar cred că familia, în primul rând. Și să poți să știi să obții liniștea sufletească, să nu mai alegi, să prețuiești timpul în alt mod, să-l valorifici. Ceea ce este cam greu în societatea actuală, dar sper că voi găsi soluția cât mai repede. Închisoarea l-a învățat că timpul după gratii are altă dimensiune. Durerea se reinventează de la o zi la alta. A fost obligat să învețe să suporte așteptarea, indiferența și răutatea. S-a închis în gândurile sale și a înțeles că el este singurul său prieten. Cum este să trăiești printre criminali, violatori, tâlhari? Deci mă repet, nu sunt criminali, violatori, tâlhari. Sunt oameni care au greșit, pentru care ești îi spășesc pedeapsa și este păcat că în media și în general, așa, în societate, se propagă această idee de ființe care nu fac parte din lumea noastră, care trebuie separate de societatea actuală. Ei sunt un produs al societății actuale, au greșit, dar și nu este numai vina lor faptul că au ajuns aici. Și dacă ei să vorbești cu fiecare, vezi că sunt oameni care au sentimente, au copii, sunt căsătoriți, au probleme, familie. Au greșit și răspund pentru asta. De aia nu înseamnă că trebuie să-i etichetăm pe veci sau să nu-i considerăm ființe umane. Am fost impresionat de anumite cursuri religioase la care persoane vin și fac voluntariat. Și la început am fost surprins cu cât dăruire și fără să țină cont ce pedeapsă are fiecare, efectiv îi considera oameni. Și asta e cel mai important lucru.
V-a impresionat povestea vreunui coleg? Mai mulți colegi, da. Dați-mi și mie un exemplu. Da, sunt oameni care au pedepse mari și care au pierdut tot, executând de aici pedeapsa, părinți, rude apropiate, și care s-au împăcat cu situația actuală. Și dacă eu la început eram demoralizat, zic, păi, ce 4 ani, dacă n-am văzut oameni cu 18 ani, cu 15 ani, și cu cât seninătate își execută pedeapsa, am zis, păi, ce mă plâng atât, că se poate și mai rău. Cât de vinovat vă considerați pentru ceea ce ați făcut? Vă meritați pedeapsa? Mi s-a părut la început cam mare, dar acum am împăcat cu situația și nu mă mai deranjează gândul ăsta de frustrare sau să zici că a fost o pedeapsă pe care un judecător a considerat-o că o merit și o execut. Ce să mai... Nu-mi permis să... Mi s-a părut cam mare, atât. Câți colegi de cameră aveți? Păi acum sunt mai multe camere, am trecut prin mai multe camere. Pe carantină eram vreo 18, am fost și în cameră cu 10 persoane, cu 3 persoane, depinde pe ce cameră. Acum sunt într-o celulă cu 3 paturi. Cum e să trăiești cu atâtea persoane în cameră? 18. Știți cum e, dacă nimerești într-o cameră cu persoane mai tinere, ai senzația că ești într-o tabără. Dacă nimerești într-o cameră cu 20 de persoane, ai impresia că ești, nu știu, o biologie permanentă, e mai obositor, așa. Dar în momentul în care am început să ies la muncă, totul s-a liniștit. Oamenii, dacă merg la muncă, au cu ce să-și ocupa timpul. Dar te adaptezi, că nu ai ce face. Zi de zi se gândește la ceea ce va face atunci când se va elibera. Odată cu el și familia sa a fost condamnată la rușine și la tristețe. Speră ca într-o zi să poată șterge această rușine. Cine face regulile într-o astfel de tabără? În mod normal, cine e mai puternic, dar și cine știe să se poarte mai normal. Sunt diferite camere, unde șeful camerei se impune prin forță sau prin caracterul lui. Există șmecherii în închisoare? Normal. Fiecare, din punctul lui de vedere, își dorește să fie cineva, să fie mai special. Și atunci, clar că fiecare încearcă să iasă în evidență. Este o dorință a fiecăruia. Ce înseamnă să fii șmecher aici? Probabil să îți faci pedeapsa cât mai plăcută. Nu știu, să ai senzația că ești puternic, conduci, că nu-mi pot imagina. Ați avut vreodată probleme cu vreun coleg, cu gardienii? Nu. Pentru că nici n-am încercat să am, nici n-am căutat probleme și tot timpul am încercat să văd de treabă, să mă integrez cu gardienii, nici atâta, vă dați seama că... Ești într-un mediu în care, în funcție de comportamentul tău, tu ești evaluat și tot acest comportament, dacă nu ești conștient că la final contează, normal că o să ai surprize neplăcute. Aici poți să continui să mai comiți infracțiuni? Da, bineînțeles. Dacă vrei să continui să comiți infracțiuni, ai posibilități nenumărate, de la un conflict cu un alt coleg de celulă, să nu te supui regulamentului penitenciarului. Deci, sunt diferite metode. Dar mă repet, fiecare cum consideră el, că vrea să-și prelungească perioada aici sau vrea să plece acasă cât mai repede. Nu va uita vreodată nimic din ceea ce a trăit sau va trăi de acum încolo în lumea celor încarcerați. Ce nu veți uita niciodată de aici? Credeți-mă că deja mare parte din lucruri le-am uitat. Nu știu de ce, cred că e o chestie de autoconservare, dar uiți, lucrurile urâte le uiți și lucrurile plăcute, ai câțiva prieteni cu care
păstrez legătura. Te bucur că mai citești o carte bună, mai vezi un film bun. Vizitele familiei sunt un lucru plăcut care... Când ați intrat pe poarta închisorii, care a fost primul lucru care v-a atras atenția? Clădirea așa, gratii. Atmosfera de militarie, așa de... Senzația că e sfârșitul lumii, s-a terminat și aici mor. Cum ați fost primit? Unde, în cameră? O indiferență totală, erau oameni acolo, fiecare cu problemele lui. Ne-am găsit un pas și... Am mai găsit o persoană cunoscută din oraș. Găsești rapid cu oameni cu care să schimbe vorbă și... Încep să, din prima secundă, încep să conștientizezi faptul că ai nevoie de o farfurie, de o cană. Deja ai activități. Deja ești ocupat, încă din prima zi. Cât mai aveți de stat? După codul actual, încă mai am încă vreun an de zile. Dacă muncesc și sunt cu minte și nu fac prostii. Și cum vedeți perioada asta? Păi, nu o văd. Mă concentrez la ziua în care suntem. Nu mă gândesc la ziua de mâine, pentru că nu suntem în libertate. M-aș gândi probabil la ziua de mâine. Dar aici știu deja programul pentru mâine. Prefer să fiecare zi să încerc să o fac diferită, citind o carte, mai discut cu un coleg, mai vezi un film, mai... Dar nu mă gândesc la ceva de mâine. Dacă ați fi fost judecător, ce pedeapsă v-ați fi dat? Cu suspendare, probabil. Dacă aș fi fost judecător, dar nu sunt. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Păi să nu vină la închisoare, în primul rând. Și în al doilea rând, chiar dacă vin, nu e nicio problemă. Trece și asta, orice trecător. Va povesti când se va elibera, oricui va vrea să îl asculte despre anii de închisoare. Un timp în care a fost obligat să uite de el, de familie și de liniște. Un timp în care viața l-a obligat să aibă răbdare, să trăiască din amintiri și să învețe ce înseamnă a supraviețui. Alți doi condamnați, alte două povești din care toți avem ce învăța. Sunt Adriana Stricescu și vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, săptămâna viitoare, tot la condamnații.